Bună ziua! Putem să începem? Bună ziua încă o dată la toată lumea, stimați concetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi. Noi vă mulțumim foarte mult pentru interesul acordat briefingului nostru și temei de astăzi, care considerăm este la fel una din prioritățile importante. Și astăzi, în mod tradițional, o să venim cu propuneri și soluții. În ultima perioadă de timp, țara noastră a fost lovită de un val mare de scumpiri, care au afectat crunt stabilitatea financiară a cetățenilor. Mulți oameni au ajuns la limita posibilităților și sunt amenințați la modul direct de sărăcie. Este o situație extrem de complicată, care necesită o atitudine promptă din partea statului, pentru că este o problemă de securitate națională. Principala cauză a scumpirilor în lanț este, fără îndoială, majorarea prețurilor pentru carburanți. Am pierdut deja cu toții firul de câte ori s-a scumpit benzina și motorina în ultima perioadă de timp, de la începutul anului. Iar dacă în prima jumătate a anului țara era afectată de o criză politică accentuată după alegerile parlamentare și preluarea puterii de către un singur partid, lucrurile ar fi trebuit să se stabilizeze. Din păcate, nu e nici pe departe așa. Dimpotrivă, prețul carburanților crește în ritm galopant și mult mai accentuat. Parcă avem un guvern, dar parcă el nu există. Pare că acum nimeni nu controlează nimic, iar mulți profită de această stare. Și cel mai grav că acest lucru se întâmplă pe spatele cetățenilor, pe spatele oamenilor noștri. În toată această stare de incertitudine maximă, un singur lucru este cât de cât clar. În acest fel, lucrurile nu mai pot continua. Cel puțin în acest domeniu. Iată de ce fracțiunea Partidul Ușor revine la o inițiativă lansată cu mai mult timp în urmă de către liderul nostru, domnul Ilan Șor, și anume instituirea monopolului de stat asupra importului de carburanți, astfel încât autoritățile să controleze direct stabilirea prețurilor pentru benzină și motorină. Ce înseamnă acest lucru? Statul va avea drept exclusiv de a importa carburanți pe care îi vor furniza companiilor petroliere care dețin stații de alimentare. În acest fel va putea verifica ușor care este supraprețul pe care acestea îl impun și profitul pe care îl obțin după comercializarea la pompă. În acest fel nu va mai fi posibil ca prețurile pentru benzină sau motorină să crească ori de câte ori unii au interese, iar bătaia de joc față de oameni va înceta. Mai mult, statul va putea să-și creeze propriul lanț de benzinării care vor vinde carburanți la prețuri reale, nu la cel pe care îl avem astăzi la pompă. Noi astăzi depindem exclusiv de importatori și de proprietarii rețelelor de benzinării, iar consumatorii nu au nicio altă alternativă. Mai mult ca atât, noi depindem de interesele acestor importatori și proprietarilor. În această ordine de idei venim în fața domniilor voastre cu un proiect care prevede crearea unui grup de lucru pentru elaborarea cadrului normativ asupra controlului monopolului statului în domeniul importului și vânzării produselor petroliere și neadmiterei creșterii nejustificate a prețurilor la aceste produse. Acest grup de lucru va prezenta Parlamentului în termen de 60 de zile propuneri legislative și recomandări practice. Evident,
Toate propunerile urmează să fie supuse dezbaterilor publice cu participarea specialiștilor și experților din diverse instituții și domenii. Partidul Șor, în frunte cu Ilan Șor, a propus de mai multe ori soluții concrete, iar asta este una dintre ele. În ultimii 30 de ani s-a mers din inerție. Totul a funcționat haotic, iar pentru a mișca lucrurile este nevoie de mult curaj și putere. Este nevoie de o strategie nouă și de voință politică, de o viziune proaspătă care să rezulte din interesul cetățenilor, nu unor grupe de interese. În contextul în care președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu, a spus recent că deputații n-au de ce să se întrunească în ședințe de două ori pe săptămână, pentru că n-au proiecte de dezbătut, iată că noi le oferim posibilitatea să muncească. Criza provocată de scumpirea carburanților și dezastrul de pe piața petrolieră reprezintă probleme care nu mai suportă amânare. Iar soluția noastră este una foarte reală și realizabilă, practică și mai mult decât necesară. Vreau să adaug că noi nu trebuie să ne temem de cuvântul monopol și să nu credem că acest lucru poate să influențeze negativ unele domenii. Sunt diferite opțiuni de monopol și sunt deja diferite practici în țările dezvoltate. Fiecare țară și fiecare societate poate să-și aleagă care opțiune ar fi mai potrivită pentru domeniul respectiv sau pentru perioadă de timp la fel respectivă. Anume din acest motiv, noi propunem ca să fie creat un grup de lucru în care o să fie, așa cum deja am zis, mai mulți experți, mai mulți specialiști și oamenii care se pricep în acest domeniu și cu siguranță să fie găsite cele mai bune soluții. Хотела бы сказать и несколько слов на русском языке, так как данная тема, в принципе, так же, как и брифинг недавний по поводу цен на газ, является приоритетной темой. Все граждане должны понимать, с чем приходит фракция партии ШОР. И сегодня мы выходим с очередным законопроектом, который является реальным решением проблемы, существующей и самой насущной. Мы обращаемся ко всем нашим гражданам, мы обращаемся ко всему сообществу, конечно же, к представителям масс-медиа, ко всем депутатам. Обращаемся от имени фракции партии ШОР нашего лидера Илана Шора с предложением остановить рост цен и таким образом предотвратить все то, что происходит сейчас в стране. Мы выступаем за то, чтобы ввести монополию на импорт нефтепродуктов, на то, чтобы государство смогло управлять данными процессами, более того, управлять и иметь свою сеть заправок. Таким образом, будет возможно контролировать цены. Таким образом, будет возможно не допустить рост цен, которые очень сильно бьют по карману наших сограждан. Мы уже, наверное, не знаем, какой раз были подняты цены, и это не предел. Несколько раз данный вопрос поднимался, но пока, кроме фракции партии ШОР, никто не приходил с конкретным решением. Поэтому сегодня же мы зарегистрируем законопроект о создании рабочей группы. Данная рабочая группа должна будет разработать полностью механизм работы данного предложения с нашей стороны. И хотим подчеркнуть, что ни сообщество, никто не должен бояться слова «монополия», потому что это прецедент и это практика многих развитых государств. Мы, учитывая то, что будет участвовать большое количество экспертов, естественно, будут организованы публичные слушания, сможем сами принять решение, какая монополия и какой из ее видов
будет нам удобен. Самое главное, чтобы прекратились обогащения на плечах и на спинах наших сограждан. И сегодня вопрос подорожания топлива как никогда актуальный. Поэтому мы призываем всех депутатов парламента, всех наших коллег проголосовать за данный законопроект, за создание данной рабочей группы как можно скорее, для того, чтобы мы могли начать практическую работу. Господин Гроссу, председатель парламента, заявил недавно, что нет смысла собираться в четверг и пятницу, потому что не хватает законопроектов и, может быть, партии не так активны. Мы напомним, что с нашей стороны было предложено много решений, много законопроектов, и сегодня это очередной законопроект, который нужно в срочном порядке обсудить. Поэтому, чтобы никто не беспокоился, работа для депутатов будет и на четверг, и на пятницу, и на все будущие недели. Самое главное, чтобы было желание решать по-настоящему проблемы наших сограждан. Мы очень надеемся на понимание и на серьезность правящей партии в первую очередь, потому как понимаем, что голосование будет зависеть от них. Но, как уже было сказано, данная проблема больше продолжаться не может. Мы рады тому, что мы смогли найти очень хорошее решение, и оно действительно реально и реализуемо в самые короткие сроки. Посмотрим, насколько хватит желания, политической воли и действительно уважения к тому, что сегодня является приоритетной проблемой для наших граждан. Спасибо за внимание и хорошего дня.